Ai fost mereu de partea mea, o Domnul meu cel bun, cetate de scăpare prin care să mă ascund. Prin valea umbrei morții reci, privința miruia, schimbându-l cursul sorții, ai fost salvarea mea. De aceea te laud, Domnul meu, de aceea te voi slăvi mereu. Ești mare, ești sfânt, ești bun, ești minunat, o Domnul meu, fii binecuvântat. Ai fost mereu de partea mea când toți m-au părăsit, când fiara disperării m-a sfârșiat cumplit. În încercarea cea mai grea, doar tu m-ai mângâiat și m-ai luat în brațe, Părinte minunat. De aceea te laud, Domnul meu, de aceea te voi slăvi mereu. Să speri la meu păcat, cu sânge la Golgota, o miel nevinovat. Eram pentru veci pierdut, dar tu m-ai căutat, iubire minunată, fi veșnic lăudat. De aceea te laud, Domnul meu, de aceea te slăvi mereu. Ești mare, ești sfânt, ești bun, ești minunat, o Domnul meu, fii binecuvântat. De aceea te laud, Domnul meu, de aceea te voi slăvi mereu. Ești mare, ești sfânt, ești slăvit să fie numele Domnului. Amen. Îi mulțumim că suntem în casa de rugăciune în această dupămasă datorită îndurării sale, glorie lui Dumnezeu. Haideți, uniți în rugăciune, să venim să-i mulțumim pentru lucrul acesta și să chemăm totodată Duhul Sfânt în fiecare inimă, în fiecare ființă, în această dupămasă, să împlinească voia Lui, lucrarea Lui, iar noi să ne deschidem inima, să ne deschidem inima la rugăciune, să ne deschidem inima la cuvântul Său, pentru a lăuda pe El, pentru ca toate lucrurile să fie făcute spre slava Domnului și pentru zidirea noastră. Amin.
Amin. Vă invit să deschideți împreună cu mine Sfânta Scriptură în Cartea 1 Corinteni, un text foarte bine cunoscut de noi, totuși ne este de mare folos în viața de credință, în viața de credincioși, de copii ai lui Dumnezeu și este bine să ne readucem aminte aceste cuvinte pentru că ne vor întări și ne vor face să creștem în credință și în putere, în credincioșie pe calea Domnului. Amin. Din capitolul 13 ascultăm de la versetul 1 până la versetul 13 inclusiv. 1 Corinteni, capitolul 13, să ascultăm cuvântul Domnului. Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor. Și chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința, așa încât să mut și munții, și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars, și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pismuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr, acopere totul, crede totul, nădăjduiește totul, sufere totul. Dragostea nu va pieri niciodată, prorociile se vor sfârși, limbile vor înceta, cunoștința va avea sfârșit, căci cunoaștem în parte și prorocim în parte, dar când va veni ce este desăvârșit, acest în parte se va sfârși. Când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, gândeam ca un copil. Când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc. Acum vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos, dar atunci vom vedea față în față. Acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște deplin, așa cum am fost și eu cunoscut pe deplin. Acum dar rămân acestea trei, credința, nădejdea și dragostea. Dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Amin. Vă invit să vă reașezați. Vom lăuda toți împreună pe Domnul cu o cântare, iar apoi îl rog pe fratele Ungureanu Costică să ne aducă un îndemn pentru următoarea rugăciune, Domnul să-l întărească și să-l binecuvinteze. Amin. Să aveți dragostea, toate pieri.
bucurăm că sunt după masa aceasta binecuvântată de Dumnezeu, care a rânduit-o în viețile noastre, avem harul să fim împreună, frați și surori. Mulțumim lui Dumnezeu pentru timpul acesta. Vă mărturisesc că în seara aceasta, venind spre casa de adunare aici, m-am dus cu gândul la vremea în care trăim noi și la vremea în care au trăit primii creștini. Venim la casa Domnului într-un timp de pace, de libertate, nestingheriți de nimeni, și m-am dus cu gândul la cei care au fost înaintea noastră. Prin catacombe, prin munți, umblau prin peșteri, umblau și căutau pe Dumnezeu și într-o vreme ca aceasta trăim parcă așa de pasivi pentru momentele acestea pe care de multe ori frații din trecut își puneau viața în primejdie. Și într-o vreme ca aceasta, când Dumnezeu ne înștiințează și ne vorbește, avem și noi aceleași făgăduințe pe care le-au avut înaintașii noștri, Dumnezeu nu s-a schimbat. Așa după cum ne spune Evanghelia, El este același ieri, astăzi și în vecii vecilor, lăudat să fie numele Lui. El nu are un mandat așa cum au oamenii, împărații pământului. Din veșnicie în veșnicie, El este Dumnezeu. Este și Tatăl nostru, îl căutăm cu toată inima, Dumnezeu să ne ajute, frați și surori, ca astfel în vremea în care trăim, să avem gândul acesta să ne punem viața la adăpost. Să ne punem viața la adăpost, să știți că vremurile se vor schimba, vor veni vremuri de strâmtorare, credința fiecăruia va fi încercată. Nu se poate altfel, pentru că în foc se dovedește tăria, credincioșia, încrederea noastră în Dumnezeu. De aceea să dorim ca în vremea aceasta să stăm aproape de Dumnezeu. Frați și surori, câteva gânduri la care fratele Stelian a citit cuvântul acesta cunoscut dintre noi, de către noi toți. Mă înfior la gândul acesta, frați și surori, mă înfior de multe ori. De câte ori citesc cuvântul acesta al Scripturii, capitolul acesta din 13 Corinteni 1, mă gândesc oare îndeplinesc eu condițiile acestea puse de Dumnezeu în fața noastră? Sunt lucruri nu simple, dragii mei, nu atât de ușor să trecem cu vederea peste ele. Spune aici că primul cuvânt, chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea un singur lucru, dragoste nu folosește la nimic. Poți să faci cele mai mari sacrificii, dacă nu ai dragoste și nu am dragoste, sunt zero. Sunt nimic în fața lui Dumnezeu, să-ți dai trupul să fie ars, să-ți dai trupul să fie ars. Care dintre noi ar avea îndrăzneala aceasta pentru o cauză dreaptă înaintea lui Dumnezeu să-și dea trupul să fie ars și să nu aibă dragoste, este zero. De aceea rugămintea mea și dorința mea în seara aceasta înaintea lui Dumnezeu este ca să ne întoarcem la dragostea de întâi, frați și surori. Vorbea Dumnezeu unei biserici din Asia Mică, știu faptele tale, știu credința ta, știu răbdarea ta, dar și am împotriva ta, este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Cum stăm la capitolul acesta, dragii mei? Sunt cuvintele lui Dumnezeu într-o vreme ca aceasta, să ne cercetăm înaintea lui Dumnezeu și în rugăciunea aceasta să ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute să rămânem în dragostea Lui. Pentru că dragostea este însuși Dumnezeu, este mediul în care Dumnezeu vrea să creștem, să ne dezvoltăm ca și copii ai Lui, ca biserica Lui și Dumnezeu să ne întărească la lucrul acesta. Vă îndemn să ne ridicăm la rugăciune, frați și surori. Și cu aceste gânduri să venim înaintea lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să ne ajute să rămânem în dragostea Lui,
să-L cunoaștem pe El mai mult și astfel să avem încredere în Dumnezeu. Dumnezeu să ne asculte rugăciunea fiecăruia dintre noi. Amin. Ne reașezăm și în continuare, pentru că îi avem în mijlocul nostru pe fratele Andrei și sora Andreea Moiș din Cluj, care laudă pe Domnul, au darul acesta din partea Domnului, le dăm posibilitatea să laude pe Domnul cu o cântare, după care vom continua să ne închinăm înaintea Domnului în rugăciune, toți împreună și vom face o rugăciune pentru cei în suferință, pentru cei bolnavi, pentru cei care au nevoie de sprijinul și ajutorul nostru și nu sunt puțini. Domnul să ne asculte rugăciunile și să ne primească închinarea. Amin.
Vrem să spunem întâi de toate, Hristos a înviat. Din toată inima spunem, Hristos a înviat. Adevărat. Fiți binecuvântați de Domnul care a făcut cerurile și pământul. Psalmul 115 cu 15, acesta fiind salutul nostru și al bisericii de unde noi venim, din Cluj-Napoca, de pe strada Carpați. Suntem bucuroși să fim din nou în mijlocul dumneavoastră. Suntem împreună cu fetița noastră, dar am lăsat-o la familia Tămășan, unde suntem cazați. Și dorim ca în seara aceasta Dumnezeu să-și manifeste prezența sa în mijlocul nostru, atât în cântările care vor fi cântate, cât și în mod special în cuvânt. Dumnezeu să ne vorbească astăzi. Fie că noi vom alege să cântăm și cântări mai vechi și cântări mai noi, vrem ca toate să fie spre slava lui Dumnezeu și spre zidirea noastră a fiecăruia. De aceea noi vă invităm să vă deschideți inimile și să meditați cu atenție la mesajul cântărilor și Dumnezeu este acela care ne cercetează așa cum știe El mai bine să o facă. Vrem să începem cu o cântare mai cunoscută care spune: Eu de Tine am nevoie, Doamne, și cred că ne aflăm aici, în locul acesta, nu doar pentru că avem nevoie de ceva de la Dumnezeu, ci pentru că avem nevoie de Dumnezeu în viețile și în ființele noastre și așa cum am fost îndemnați, avem nevoie să fim plini de dragostea Lui. Să ne ajute Dumnezeu această dragoste să răspândim în jurul nostru pretutindeni. Fiți binecuvântați! Doamne, vin în genunchi, Ție îți mărturisesc. Fără Tine aș cădea, doar Tu ești odihna mea. Eu de Tine am nevoie, har mai mult nemăsurat. Hristos în mine, asta e, prin harul Lui sfințenie. Eu de Tine am nevoie, am nevoie mare. Tu ești apărare. Să mă ajuți cântări să n-ați, când ispite-n cale vin. Eu mă las, Iisus, pe al Tău braț, ești speranță și alin. Te iubesc, Iisuse, știu că ești al meu. Te iubesc, Iisuse, știu că ești al meu. A lumii plăcere n-o mai doresc eu. Mai mult ca în Tine eu n-am să găsesc. Iubit cândva,
Amin. Domnul să vă binecuvinteze. Aș dori să ne ridicăm, vreau să fiu scurt în îndemnul meu și să ne rugăm mai mult, pentru că rugăciunea ne aduce biruință în multe lucruri și este nevoie de o viață de rugăciune în viața credinciosului. De aceea, dacă această casă se numește o casă de rugăciune, aș dori să ne rugăm și să căutăm să petrecem cât mai mult timp în rugăciune în casa Domnului. Amin, Doamne, ajută-te. Cuvântul pe care l-am citit repetă de multe ori, chiar dacă am avea multe lucruri. Și eu spun, chiar dacă am trăit o viață de suferință, chiar dacă am suferit trupul acesta, dar dacă nu ne-am pierdut dragostea de Dumnezeu, dacă n-am pierdut dragostea, am câștigat totul. Un bilet spune, sunt o soră din biserică și vă rog să mă sprijiniți în rugăciune ca Domnul să-mi dea răspuns și rezolvare în problemele cu care mă confrunt de multă vreme. Domnul să dea biruință. Amin. Apoi un alt bilet spune, vă rog să vă rugați împreună cu mine pentru fratele meu, Emil, care urmează să fie operat la picior, semnează Cătălin. Știu că sunt mult mai multe suferințe între noi, mult mai mulți frați care își doresc atingerea Domnului. Hai, milă, Doamne. Și toți acei care în locul acesta ne dorim atingerea Domnului ca să ridice povara, suferința pe care o are în trupul lui, în sufletul lui, în inima lui, în cugetul lui, să ridice o mână spre Domnul. Și Domnul care vede poate să se atingă de fiecare, poate să dea vindecare, poate să dea rezolvare. Și chiar dacă Domnul va întârzia, într-o zi, noi suferințele le vom lăsa aici și vom pleca acolo unde nu există suferință, acolo unde există bucurie, pace, acolo unde există fericire, acolo unde toate lucrurile acestea le vom uita. De aceea aș dori să mijlocim și pentru toți frații și surorile care sunt afișați pe monitoare, pentru care ne rugăm de multă vreme. Știu că într-o zi Domnul va răspunde fiecărei rugăciuni, fie într-un fel, fie în alt fel, dar Domnul va aduce răspuns și noi dorim ca răspunsul să ne aducă bucurie. Haideți uniți în rugăciune să mijlocim înaintea Domnului și să ne arătăm astfel dragostea față de semenii noștri. Și Domnul să ne asculte rugăciunea, să ne dea un răspuns și răspunsul Lui să învioreze inima și sufletul nostru al tuturor. Amin.
Lăudați să fie numele Domnului. Amin. Vă rog să ne reașezăm. În continuare, fratele pastor Dorin are câteva anunțuri pentru noi. Îl vom asculta, după care corul bisericii se pregătește să laude pe Domnul cu o cântare. Apoi, din nou, fratele Andrei și Andreea vor lăuda pe Domnul. După aceea vom continua să ne închinăm cu laudele noastre și cu tot ceea ce facem în casa Domnului pentru slava Domnului. În timpul acesta ne închinăm și cu darurile noastre de bunăvoie și Domnul să ne umple inima de înțelepciune și de dragostea Lui. Amin. Fiți binecuvântați de Domnul, frați și surori, iubiți prieteni care sunteți în această seară la închinare, Dumnezeu să vă binecuvinteze. În sfârșit vom avea din nou harul să avem parcare sus, să fie liberă și putem să venim la casa Domnului fără problema aceasta, care încă rămâne o problemă, dar cu gândul că vom găsi în parcarea mare un loc de parcare pentru noi și aș vrea să nu neglijăm casa Domnului nici în cursul săptămânii și nici neapărat duminica. Doamne ajută-ne să venim la casa Domnului! Iubiții noștri, mulțumesc Domnului pentru fanfara care a fost duminica trecută, plecată în Spania, împreună cu doi frați din comitet, fratele Levi, fratele Adi, ne-a dus de acolo sărutări sfinte, au făcut o treabă deosebită, ne-am bucurat și ne bucurăm de ei. Dumnezeu să-i binecuvinteze și să răsplătească osteniala, n-a fost ușor să te duci și să vii până în Spania, fără avion și doar cu autocarul sau cu mașinile, fie ca Dumnezeu să-i binecuvinteze pentru osteniala lor. Mulțumim Domnului că de dimineață am avut harul acesta să avem la ASE un botez nou testamental. În premier au fost 18 suflete care au încheiat legământ cu Domnul pentru o biserică la care frecventează aproximativ 400 de frați și surori. Numărul celor care s-au hotărât pentru botez ne-a uimit. Tineri, familii binecuvântate care au încheiat legământ cu Domnul și aceasta ne bucură și ne rugăm pentru ei, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Probabil se duce vorbele din toate felurile, în toate familiile. Cu ajutorul Domnului, frații de acolo au găsit o sală și împreună cu ei am fost să vedem, am văzut toate aceste posibilități și prin harul lui Dumnezeu, în curând, credem că biserica de acolo se va muta puțin mai la vale, puțin mai în jos, câteva sute de metri, aproximativ un kilometru, unde o sală de 1000 de locuri stă gata să aștepte biserica din AS să intre în ea și Dumnezeu ne va da biruință. E biserica pe care o cumpără ei, o vor plăti cu ajutorul Domnului, biserica mamă va fi lângă ei, noi suntem împreună cu ei. Vreau să vă mărturisesc ca un comitet binecuvântat, ne înțelegem foarte bine și chiar dacă unii sunt tineri fără prea mari experiențe, sunt oameni lui Dumnezeu cu care am o relație deosebită și Dumnezeu dă biruință. Unde e unitate, biruința este asigurată în numele Domnului Iisus. Lăudați să fie Domnul! Dragii mei, vreau să reamintesc și eu, încă o dată ne-am pregătit și ne pregătim pentru un botez în toamnă, de aceea s-a deschis o catecheză și vreau să se înscrie cât se poate de repede, pentru că atunci când avem deja 10 candidați, noi începem pregătirea pentru catecheză. De aceea vă rugăm din toată inima, Duhul lui Dumnezeu să vă cerceteze pe toți, pe copiii dumneavoastră, pe cei nemântuiți și să vină oamenii să încheie legământ cu Domnul și Domnul să lucreze în mântuirea fiecărui celui nemântuit. Amin. Prima duminică din iunie, anul acesta, când va fi cina Domnului, conducerea bisericii din AS, conducerea bisericii din Bruxelles, am vorbit și cu ei într-o parte de măsură, avem un frate de-al nostru care a trecut printr-o încercare și încă este în ea, familia Bonte, fratele Zaharia și sora Florica, în urmă cu câteva luni bune le-au ars casa, nu mulți am știut lucrul acesta, ei au căutat să rezolve problema cum au știut ei, noi ca frați, conducerea de aici, frații de aici, biserica de aici, va trebui să fim alături de ei. E adevărat că este asigurare în Belgia, dar bunurile lor dinăuntru n-au fost asigurate, a fost asigurată doar casa. Vrem să fim alături de ei, de aceea vă rog să ne pregătim ca înaintea lui Dumnezeu, ca frați care simțim unii cu alții, să ajutăm familia Bonte
În dimineața cinei de 2, dacă nu greșesc, iunie, vom face un ajutor pentru această familie și Dumnezeu să-i întărească și să păzească fiecare familie să treacă prin așa ceva, pentru că e o traumă și nu-i ușor. Dumnezeu să binecuvinteze. Frații care sunt plecați astăzi, fratele Daniel Vlad este plecat în România, fratele Adi Kovac este plecat în slujire în biserica din Olanda, fratele Mitică Cota este la Luxemburg, fratele Daniel Balac este trimis special din partea bisericii cu un mesaj și nu numai la biserica Ebenezer din Charleroi și fie ca Dumnezeu pe toți să-i binecuvinteze, să-i însoțească. Familia care ne vizitează, sora Andreea de altă dată avea alt nume, astăzi prin căsătoria are numele de Moiș. Domnul să o binecuvinteze împreună cu soțul ei, ne va sluji și la încheiere, cei care doresc să procure CD-uri din partea lor sunt puse undeva în spate și vor putea să-l aibă. Vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru dragostea voastră și pentru iubirea voastră și pentru înțelegere. Sunt semnalizat tot mai des și tot mai tare din partea dumneavoastră că lipsesc din biserică și sunt plecat la alte biserici. Doresc cât se poate de repede să rezolv problema să fiu mai mult cu dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru că m-ați înțeles și m-ați susținut în sensul acesta. Vreau să mă motivez scurt și apoi să continuăm să ne bucurăm înaintea Domnului. Bisericile cele 8 afiliate Bisericii Elim sunt biserici care au nevoie de ajutorul acestei biserici și pentru că sunt afiliate, ne-am angajat să fim alături de ele atunci când au nevoie. În mod special au nevoie când bate vântul și furtuna și au nevoie când au nevoie de slujire și acte de cult. Vom rezolva această problemă și împreună cu frații și conducerea Bisericii Elim vom încerca să ordinăm mai mulți slujitori în bisericile de acolo și apoi chiar de aici să putem trimite prin rotație frați care să se ocupe în mod special de nevoile lor. Frații apelați la noi, de multe ori plâng la telefon, ne cer insistent să fim acolo și nu putem să ne întoarcem spatele câtă vreme sunt afiliați cu noi. De aceea, înțelegeți-ne, vă mulțumesc că vă rugați pentru noi, vom încerca să rezolvăm problema și mie îmi place acasă, mie îmi place cu dumneavoastră. Mă simt minunat aici și vă mulțumesc pentru tot ce faceți pentru noi. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă dea mult ajutor și har fiecăruia, membru, aparținător și Domnul să lucreze în continuare. Amin.
O, ce simțire îl am pe Iisus. Asta mă face așa voios. Suntem voioși că l-avem pe Iisus Hristos în inimă. Vedem oameni care își fac o cruce, vedem oameni care își întind un covoraș pe jos și se închină la ce știu ei mai bine și în ce cred ei. Dar noi avem toate motivele să trăim voioși, pentru că ne-a dat dreptul să ne numim și să fim copiii de Dumnezeu. Este un har și vrem din toată inima în fiecare zi să trăim voioși pentru El. Să ne ajute Dumnezeu! Ce simțire l-am pe Iisus, asta mă face așa voios, că moștenesc tot cerul înalt și mântuire că am aflat. În veci cânta voi că-s fericit, acum prin Iisus sunt mântuit. În vecea aceasta voi cânta eu, laud pe Iisus că e al meu. Inima mea cu bucurie una vreau să fie, pacea în mine locuiește, harul lui mă înveselește. În veci cânta voi că-s fericit, acum prin Iisus sunt mântuit. Aceasta voi cânta eu, laud pe Iisus, că e al meu. Ce fericire, pace sfântă, pe brațele cânta voi că-s fericit, acum prin Iisus sunt mântuit. În vecea aceasta voi cânta eu, laud pe Iisus că e al meu. În veci cânta voi că-s fericit, acum prin Iisus sunt mântuit. În vecea aceasta voi cânta eu, laud pe Iisus că e al meu, laud pe Iisus că e al meu. Lăudați să fie Domnul! Amin. Cum l-ascultăm și pe fratele Bolohan, dorește să laude pe Domnul cu o cântare, după care corul va lăuda pe Domnul cu o cântare. Fratele Remus, care e în mijlocul nostru, dacă dorește, poate să laude pe Domnul cu o cântare, l-ascultăm cu plăcere. Spun dacă dorește, pentru că nu și-a exprimat dorința, de aceea îl ascultăm cu plăcere. Și apoi, din nou, frații din Cluj, Andreea și Andrei, vor lăuda pe Domnul cu două cântări, dacă au puterea și dorința să laude pe Domnul. Și
limita timpului care ne mai rămâne vom lăuda pe Domnul. Dacă nu, vom asculta cuvântul Domnului și aceasta este tot din partea Domnului, tot pentru zidirea noastră și mângâierea noastră și toate lucrurile le vom face din dragoste pentru Domnul. Slăvit să fie Domnul. Amin. La poarta cea frumoasă stă ologul, să ceară el de milă câte un ban. L-au întâlnit la ceasul rugăciunii și lui vorbita Petru și Ioan. Aur, argint n-am să-ți dau, dar în numele lui mare, în numele lui Iisus Hristos, tu ridică-te în picioare. S-a ridicat ologul în picioare, umblând, sărind, lăudând pe Dumnezeu. A fost atunci o zi de sărbătoare și pentru tine este dragul meu. Aur, argint n-am să-ți dau, dar în numele lui mare, în numele lui Iisus Hristos, tu ridică-te în picioare. De aur azi bisericile spline, la poartă stă mulțimea de olor. Așteaptă în zadar mișcarea apei, vino, Doamne, fă-ne sănătoși. Aur, argint n-am să-ți dau, dar în numele lui mare, în numele lui Iisus Hristos, tu ridică-te în picioare. De ce nu se mai vindecă bolnavii? De ce păcatul este tot mai greu? Răspunsul vine numai din Scriptură, vrea pocăință astăzi Dumnezeu. Aur, argint n-am să-ți dau, dar în numele lui mare, în numele lui Iisus Hristos, tu ridici te în picioare. Aur, argint n-am să-ți dau, dar în numele lui mare, în numele lui Iisus Hristos, tu ridică-te în picioare.
Thank you.
Binecuvântat să fie Domnul. De multe ori așteptăm să vedem din partea Domnului o minune. Ne plac foarte mult minunile mari atunci când cineva este vindecat, când... Însă în fiecare zi în viața noastră, de când ne trezim de dimineață, când deschidem ochii, se întâmplă minuni. Dumnezeu ți-a dat vedere, Dumnezeu ți-a dat viață, suflare, sănătate. Toate astea sunt minuni ale Domnului și aș dori ca să deschidem ochii și să vedem tot ce Dumnezeu face pentru noi. Pentru că tot ce face El pentru noi sunt minuni. Domnul să fie lăudat și să ne dea o inimă mulțumitoare care să vadă bunătatea Domnului. Amin. Deschide ochii și privește în jurul tău, la tot ce este și ce face Dumnezeu. Și în toate ce ți-aduc azi bucurii, în toate minunea o vei găsi. Să vezi minunea nu e greu, să vezi ce face Dumnezeu. Că tot ce e în jurul tău e minunea lui Dumnezeu. E minunea lui Dumnezeu. Privește bine și deschide-ți inima, să intre azi minunea și în viața ta. Să poți să spui la toți în jurul tău că tu ești minunea lui Dumnezeu. Să vezi minunea nu e greu, să vezi ce face Dumnezeu. Că tot ce e în jurul tău e minunea lui Dumnezeu. E minunea lui Dumnezeu. Minunea cea mai mare ce s-a arătat e Fiul dragostei ce pentru noi s-a dat. Iubirea Lui pe toți ne-a copleșit, minunea e Fiul cel prea iubit. Să vezi minunea nu e greu, să vezi ce face Dumnezeu. Că tot ce e în jurul tău e minunea lui Dumnezeu. E minunea lui Dumnezeu. Să vezi minunea nu e greu, să vezi ce face Dumnezeu. Că tot ce e în jurul tău e minunea lui Dumnezeu. E minunea lui Dumnezeu. Amin.
Avem această promisiune frumoasă făcută de Iisus Hristos prin cuvântul Său, că într-o zi El va reveni. Cu adevărat nu știm ceasul, nu știm momentul când pe nori El va apărea, dar vrem să fim gata oricând să-L întâmpinăm pe El. Și așa ne îndeamnă și ne conștientizează și prin versurile acestea să fim gata și Dumnezeu să ne ajute. Amin. Ceasul când pe nori vei apărea, să fim gata. Lucrând-o, Doamne, te vom aștepta, să fim gata. Vechează-n așteptare, vino mai degrab la noi. Într-o dimineață pe nori îl voi vedea, în brațe mă va ține și mâna-mi va lua. Lacrima pe față atunci nu voi avea, Iisus cu a sa mână durerea-mi va lua. Într-o dimineață pe nori îl voi vedea, în brațe mă va ține și mâna-mi va lua. Lacrima pe față atunci nu voi avea, Iisus cu a sa mână durerea-mi va lua. Într-o dimineață pe nori îl voi vedea, în brațe mă va ține și mâna-mi va lua. Lacrima pe atunci nu voi avea, Iisus cu oasa mână durerea-mi va lua. Iisus cu oasa mână durerea-mi va lua. Gloria Lui.
Dumnezeu să vă binecuvinteze. Soțul meu, când rămân aici să cânt câte o cântare, îmi spune așa: să spui și tu ceva, că pe tine te cunosc frații mai dedemult, după vechiul nume, după cum spunea fratele. Eu nu prea vorbesc la biserică, mai mult acasă, cum s-ar zice. Nu prea știu ce să vă zic, avem emoții, n-am mai fost de mult aici decât în grup și mai ușor în grup decât așa în doi. Dar ne-ați primit cu atâta căldură, deși merge aerul ăsta condiționat. Dumnezeu să vă binecuvinteze, mulțumim pentru primirea asta călduroasă și cântarea pe care vreau să o cânt este o încurajare și o rugăciune. Dumnezeu să ne deschidă ochii, să înțelegem voia Lui în viața noastră și să-L urmăm în fiecare zi. Deschide-mi ochii. Amin. Acest pământ al meu rost, să înțeleg tot mai bine ce aștepți de la mine, o Domnul meu. Spre slava ta, Iisus, vreau să lucrez cât trăiesc, dar privind a mea viață, oare tu astăzi găsești vreun rod? Deschide-mi ochii să intre lumina, căldura ta sfântă să umple al meu suflet, să pot să înțeleg pe deplin voia ta. Alungă norii, lucirea vieții trăite, smerit în sfințenie, care într-o zi va primi răsplătiri din mâna ta. Doar tu poți da răspuns orice întrebare aș avea, și mă încred, Doamne, în Tine, orice vreme vine în viața mea. M-ai ridicat de jos, aproape Tu mi-ai fost, să trăiesc pentru Tine, ajută-mi, Stăpâne, să-Ți onorez. Deschide-mi ochii să intre lumina, căldura ta sfântă să umple al meu suflet, să pot să înțeleg pe deplin voia ta. Alungă norii, redă strălucirea din mâna ta.
Dumnezeu să ne ajute. Binteze, vă invit să ne ridicăm în picioare și vom asculta cuvântul Domnului citit și vestit de fratele Daniel Leonte. Zicem, Domnul să-l călăuzească. Amin. Amin. Slăviți să fie Domnul! Așa cum stăm, vă invit să deschidem Sfânta Scriptură în cartea Apocalipsa, capitolul 17. Voi citi întreg capitolul pentru că, ca să rup din el câteva versete, mi-am dat seama că nu-l înțelegem. După această citire, am dorința să rămânem ridicați înaintea Domnului și să cerem Domnului să ne deschidă mintea și inima să înțelegem cuvântul Lui și să-L primim ca din partea lui Dumnezeu, apoi să ne dăm toată silința să împlinim cuvântul Domnului. Apocalipsa, capitolul 17, începem citirea. Apoi unul din cei șapte îngeri care ținea cele șapte potire a venit de a vorbit cu mine și mi-a zis: vino să-ți arăt judecata curvei celei mari care șade pe ape mari. Cu ea au curvit împărații pământului și locuitorii pământului s-au îmbătat de vinul curviei ei. Și m-a dus în duhul într-un pustiu și am văzut o femeie șezând pe o fiară de culoare stacojie, pline cu nume de hulă, și avea șapte capete și 10 coarne. Femeia aceasta era îmbrăcată cu purpură și stacojiu. Era împodobită cu aur, cu pietre scumpe și cu mărgăritare. Ținea în mână un potir de aur plin de spurcăciuni și de necurățiile curviei ei. Pe frunte purta scris un nume, o taină: Babilonul cel mare, mama curvelor și spurcăciunilor pământului. Și am văzut pe femeia aceasta îmbătată de sângele sfinților și de sângele mucenicilor lui Isus. Când am văzut-o, m-am mirat, minune mare. Și îngerul mi-a zis: de ce te miri? Îți voi spune taina acestei femei și a fiarei care o poartă și care are cele șapte capete și cele 10 coarne. Fiara pe care ai văzut-o era și nu mai este. Ea are să se ridice din adânc și are să se ducă la pierzare. Și locuitorii pământului, ale căror nume n-au fost scrise de la întemerea lumii în cartea vieții, se vor mira când vor vedea că fiara era, nu mai este și va veni. Aici este mintea plină de înțelepciune. Cele șapte capete sunt șapte munți pe care șade femeia. Sunt și șapte împărați. 5 au căzut, unul este, celălalt n-a venit încă. Și când va veni el, va rămâne puțină vreme. Și fiara care era și nu mai este, ea însă și este al 8-lea împărat. Este din numărul celor 7 și merge la pierzare. Cele 10 coarne pe care le-ai văzut sunt 10 împărați care n-au primit încă împărăția, ci vor primi puterea împărătească timp de un ceas împreună cu fiara. Toți au același gând și dau fiarei puterea și stăpânirea lor. Ei se vor război cu mielul, dar mielul îi va birui, pentru că el este Domnul domnilor și împăratul împăraților. Și cei chemați, aleși și credincioși care sunt cu el, de asemenea îi vor birui. Apoi mi-a zis: apele pe care le-ai văzut, pe care șade curva, sunt noroade, gloate, neamuri și limbi. Cele 10 coarne pe care le-ai văzut și fiara vor urâ pe curvă, o vor pustii și o vor lăsa goală. Carnea o vor mânca și o vor arde cu foc. Căci Dumnezeu le-a pus în inimă să-i aducă la îndeplinire planul Lui, să se învoiască pe deplin și să dea fiare stăpânirea lor împărătească, până se vor îndeplini cuvintele lui Dumnezeu. Și femeia pe care ai văzut-o este cetatea cea mare, care are stăpânire peste împărații pământului. Amin. Așa cum stăm, ne rugăm înaintea Domnului. Doamne Tată Ceresc, înaintea Ta, Doamne, vrem să stăm, să cerem, Doamne Dumnezeule, de la Tine, să cerem de la Tine, Doamne Dumnezeule,
de ce din Apocalipsa, cei mai mulți dintre noi parcă evităm această carte, unii spun este o carte grea. Sincer, mie nu se pare grea, nu pentru că aș fi înțelept să o înțeleg, ci pentru că acolo unde este taină, știu că Dumnezeu a lăsat o taină și când va hotărâi El să o descopere, va fi descoperită. Și unde Dumnezeu descoperă tainele și tălmăcește aceste imagini figurative, metafore, alegorii care sunt, Dumnezeu ni le-a tălmăcit, ni le-a tradus în Biblie și le înțelegem. Mi-aș dori să aud mai multe mesaje din Apocalipsa. De ce? Pentru că Iisus Hristos spune așa în ultimul capitol, în versetul 7. Eu vin curând, ferice de cel ce păzește cuvintele prorociei din cartea aceasta. Noi ne privăm de o fericire dacă nu citim cartea aceasta, Apocalipsa. Dumnezeu ne-a dat multe fericiri și multe bogății din cuvântul Său, dar haideți să le primim pe toate. Și anume, cuvântul prorociei din cartea aceasta. Dacă n-ar fi Apocalipsa, n-am ști ce ne așteaptă, n-am ști ce urmează, dar Dumnezeu așa a găsit cu cale, ca prin robul Său, prin Duhul Sfânt, să ne descopere ceea ce va să vină și cum trebuie să fim noi, ca să putem să fim cu Domnul nostru Iisus Hristos. Aș dori în introducere, pentru că mesajul de bază va fi din versetul 14, dar în introducere, chiar dacă îmi va lua ceva timp, aș dori să privim în ansamblu puțin această imagine, acest capitol care poate mulți dintre noi l-am trecut așa fugitiv. Când eram copil, citeam Apocalipsa și mi-o imaginam așa cum e scrisă, că va veni o fiară, va ieși din mare o fiară, va fi cu 7 capete și parcă ne îngrozeam. Dragii mei, aceste imagini sunt figurative și anume, așa cum spune Scriptura, când prezintă Scriptura o femeie, cum este prezentată și mireasa Domnului Iisus Hristos. Mireasa, adică o femeie, biserica Domnului Iisus Hristos este reprezentată printr-o mireasă. Este o expresie figurativă în Sfânta Scriptură. Când această expresie figurativă, femeia, și o numește de multe ori în acest capitol ca și o curvă care stă pe o fiară, ea reprezintă religiile false ale lumii și creștinismul apostat. Care s-a depărtat. Aduceți-vă aminte că în Vechiul Testament pe acei evrei care erau aproape de Dumnezeu îi numește fiicele Sionului. Dar Israelul când se depărtează, Dumnezeu în prorociile din Vechiul Testament spune că au curvit sub orice copac verde, adică s-au închinat la idol, au întors spatele lui Dumnezeu și asta numea Dumnezeu curvie spirituală. Adică să trăiești în plăcerile trupului, să-ți rămână o credință doar la nivelul minții, declarativă, dar tu cu viața ta să faci ce vrei, ce-ți dorește trupul, ce ai chef, să te închini tuturor idolilor și așa mai departe. Asta înseamnă curvie spirituală. Și când această femeie era acolo deasupra, reprezintă creștinismul apostat, rămas numai cu numele, o religie falsă a lumii acestea care de fapt torturează pe adevărații creștini. Ea reprezintă și Babilonul cel Mare, cetatea cea mare, simbolizează întregul sistem politic, financiar, al lumii acestea care este condus de Satana. Când spune cetatea cea mare care făcea negustorii, o să vedeți dacă citiți capitolul 18, cred că v-a stârnit curiozitate poate acest capitol 17, că însuși Hristos va nimici sistemul politic când va veni El. Dar aici, în acest capitol, însăși fiara, credem că la mijlocul necazului celui mare, zice că o va urâ și o va pusti, adică anticristul va distruge sistemul religios întreg al lumii, pentru că el se va declara Dumnezeu și el vrea toată autoritatea acolo. Dar la început se face un compromis acolo. Când ne uităm în Scriptură, haideți, dragii mei, să înțelegem care este partea figurativă, metaforică sau alegorie, ce vrea să ne vorbească, ce vrea să ne descopere cuvântul lui Dumnezeu. O fiară cu 7 capete și 10 coarne este guvernul mondial, este Babilonul politic, este lumea în care trăim. Aduceți-vă aminte în Daniel, când vede el acele fiare care se ridică, vine Domnul și îi tălmăcește. Asta e împărăția Greciei, fiara care ai văzut-o, împărăția cu tare, care vor fi și care vor veni.
Șapte capete sunt șapte munți și totodată și șapte împărați, așa cum spune și în versetul 10. Haideți să citim versetul 10. Acești sunt șapte împărați, cinci au căzut, unul este, deci să citim ca și cum am fi acum 2000 de ani. Când primește Ioan această revelație, spune așa, aceste șapte capete, șapte împărați, cinci au căzut, unul este, celălalt n-a venit încă și când va veni el va rămâne puține vreme. Știm că înainte de Imperiul Roman a fost cinci mari împărății, cinci mari imperii. Egiptul, care a fost sute de ani, primul imperiu mare care stăpânea acolo, apoi a venit asirienii, după ei Imperiul Babilonian, apoi Medo-Persanii care au cucerit Babilon, împărăția Greciei a lui Alexandru Macedon, care a durat și ea câteva sute de ani și în sfârșit acea care era atunci când scria Ioan Apocalipsa era Imperiul Roman. Și celălalt nu a venit încă. Și când va veni el, să știți că va rămâne puțină vreme. Și fiara însăși, care este al optulea împărat, reprezintă Anticristul, care el deja lucrează în fine ascultării, Satana însuși, el lucrează prin aceste împărății care au omorât milioane de creștini și care au ucis și pe ei a folosit diavolul. Fiara aceasta și femeia aceasta, adică care reprezintă sistemul politic, să se îmbete de sângele sfinților și mucenicilor lui Iisus și așa mai departe. La sfârșit, Anticristul însuși, el, al optulea împărat, înainte să vină Domnul Iisus Hristos, va face război cu sfinții care vor fi atunci în necazul cel mare. Cele 10 coarne sunt 10 națiuni cu o mare putere politică și dau fiarei puterea lor. Vedem versetul 13. Dragii mei, în viitor apropiat, cred eu, ne așteaptă asemenea întâmplări care au să urmeze pe fața pământului. De ce mă voi axa pe versetul 14? Pentru că această imagine figurativă care cuprinde mii de ani, vedeți, cuprinde mii de ani, noi venim și trecem, dragii mei. Cât trăim noi pe acest pământ? Noi ne aflăm într-o perioadă istorică și așa cum s-au aflat acum 2000 de ani ucenicii și pe parcurs toți ceilalți credincioși și care au fost credincioși lui Dumnezeu, care a stat aproape de Dumnezeu, care credem, așa cum e scris în Tesaloniceni, că întâi vor învia cei morți în Hristos, apoi noi cei vii, și vom fi totdeauna cu Domnul. Pe mine mă duce gândul mai mult și mă maci în acest verset 14. De ce? Pentru că poate în perioada vieții mele se va întâmpla să văd o derulare a evenimentelor și într-adevăr o văd. Văd această fiară care omoară și încă distruge și se îmbată de sângele sfinților în țările din Asia, în Africa. Și parcă niciodată, ca și în secolul acesta, n-au murit atâția pentru Hristos ca și acum. Și statul islamic cât s-a persecutat și a omorât. Și fiara aceasta încă își face lucrarea ei. Pentru că Domnul are în vedere să se împlinească un număr. Nu știu dacă va fi și la noi lucrul acesta, dar eu știu că Domnul îmi va cere mie un lucru. Ca eu să fiu din numărul celor care sunt cu mieluri, ca să pot să biruiesc și eu. Poate vă întrebați, bine, dar cum este biruința aceasta? Că știm că cei mai mulți au murit. Adică, la prima vedere, fiara a avut puterea asupra lor, i-a biruit și a omorât. Dragii mei, tocmai aceasta este biruința. Să nu renunți la Hristos și să fii gata să mori pentru El. Pentru că nu la moarte se termină totul pentru noi. Nu la moarte, dragii mei. Aceasta este doar începutul prezenței noastre în Hristos și simțindu-i prezența lui Hristos în mijlocul nostru. Noi suntem rânduiți să fim veșnici cu Domnul. Și tocmai asta este biruința, să trăiești o viață cu Dumnezeu și să fii gata să mori pentru Dumnezeu. Să trăiești în Hristos și așa cum Hristos a fost pe pământ și a fost omorât de fiara care era atunci și de capul care era atunci a romanii. Dragii mei, ca să biruim, ca să fim cu mielul, eu am înțeles câteva lucruri din acest verset. Haideți să-l mai citim o dată și vreau să-l citesc rar și eu cred că Duhul lui Dumnezeu vă va face să înțelegeți câteva lucruri esențiale, indispensabile, care trebuie să fie în viața noastră. Și cei chemați, partea a doua, aleși,
și credincioși care sunt cu El, de asemenea, îi vor birui. Primul lucru de care fiecare dintre noi avem parte este o chemare. Cei care sunt chemați sunt mulți, dragii mei. De la Ioan Botezătorul încoace, se strigă și se face chemare. Și prima chemare care a făcut-o Ioan și a făcut-o Domnul Iisus Hristos a fost chemarea la pocăință. Așa spune Domnul Iisus în Matei, capitolul 9, versetul 13, după ce îl întâlnește la vamă pe Matei și cărturarii și farisei acolo. De ce mănâncă el și bea cu vame și cu păcătoși? Și Domnul Iisus le spune, eu n-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Oricât de păcătos ai fi, dragul meu, în seara aceasta, vreau să spun, chemarea Domnului Iisus Hristos este și pentru tine. Tu te gândești că aici au venit sfinții, aici au venit oamenii credincioși, ei pot să slujească lui Dumnezeu, ei au parte de o chemare specială. Oricare ai fi, dragul meu, în seara aceasta, în locul acesta, să știi că încă Dumnezeu cheamă la pocăință. Pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Toți oamenii au parte de o chemare la pocăință, fie într-un fel, fie în altul. Și pentru cei care nu ascultă Evanghelia, Domnul spune, nu vezi, omule, că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? E o Evanghelie rostită de Hristos, de Dumnezeu, în conștiința omului. Și când îi merge bine omului, este ceva acolo. De multe ori stau de vorbă cu oameni care nu sunt toți la Domnul și zice, băi, atâtea mi-a dat Dumnezeu, mă, e bun Dumnezeu cu mine, nu știu cum. Deci el nu știe cum să se explice, dar eu înțeleg sentimentul. El încearcă să vadă ce bine a făcut el, Dumnezeu a fost așa bun cu el de l-a binecuvântat. Și cu ea am ocazia, pot să-i spun, Dumnezeu ți-a dat atâtea, ca prin bunătățile astea, prin binecuvântările, bunătatea asta lui Dumnezeu pe tine te cheamă la pocăință. Dragul meu, altul poate ți-a vestit Evanghelia, poate ai auzit-o de copil în casă. Ai simțit chemarea aceasta la pocăință? Eu știu că cei mai mulți dintre voi ați răspuns chemării acestea. Dar cum stăm cu pocăința, dragii mei? Domnul ne-a chemat la pocăință și pentru că timpul fuge repede, vreau să trec la următoarea chemare de care unii au parte și eu cred că majoritatea au parte și dacă unii încă nu au înțeles, eu îmi doresc ca ei să înțeleagă. Domnul cheamă în lucrare. Aduceți-vă aminte că în Fapte, capitolul 13, versetul 2, pe când slujeau Domnului și posteau ucenicii, atunci se poate auzi vocea lui Dumnezeu să-ți facă o chemare specială. Dar dacă tot aștepți, dragul meu, să-ți facă Domnul o chemare, să vezi în ce lucrare poți și tu să înaintezi ca să faci ceva pentru Domnul, eu te invit la post și la rugăciune și vei auzi cu siguranță vocea Duhului Sfânt. Amin. Pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a spus, puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. O chemare după chemarea pocăinței, e o chemare în lucrare pentru cei care stau aproape de Dumnezeu și duc o viață de pocăință, de post și de rugăciune, se va face o chemare. Și eu aș dori ca toți dintre noi să avem parte și de chemarea aceasta. Nu doar că Domnul ne-a chemat la pocăință, stau bine, mersi într-un scaun acolo și nu știu ce să mai fac. Poate că Domnul te-a chemat să fii darnic, să îmbărbătezi, te-a chemat Domnul să ridici. Ești o femeie și poate spui, nu știu la ce m-a chemat Dumnezeu. Orice chemare mare au surorile noastre, femeile care dau naștere la copii și trebuie să stea acolo ani de zile, să-i crească, apoi să-i învețe, să-i învețe din cuvântul lui Dumnezeu, să învețe să fie cuminți, să le spună mereu, tu ești rânduit de Dumnezeu pentru viață veșnică, tu nu ești ca și cei din lume, tu ești copilul lui Dumnezeu, ești fiu de Dumnezeu. Dragii mei, e o chemare la slujire. Să știți că mamele au cea mai mare slujire de făcut. Dacă stăm bine și ne gândim, ele slujesc acolo pentru copiii care trebuie să crească și la rândul lor trebuie să aibă copii. O slujire de o viață care poate să nască următoare generații de credincioși și așa mai departe să se mulțească. Și depinde mult de cum ele seamănă cuvântul lui Dumnezeu încă de mici în copii.
ca atunci când vor crește mare să poată să slujească lui Dumnezeu. E o chemare pe care o face Dumnezeu la slujire. Aceasta trebuie post și rugăciune ca să înțelegem care este chemarea lui Dumnezeu. Că Duhul Sfânt alege în slujiri speciale, cum a fost Barnaba și Saul, era o chemare făcută de Duhul lui Dumnezeu. În unele slujiri, oamenii au încredințare și știu în inima lor și de la Duhul Sfânt. Mă, eu știu că Domnul m-a chemat la asta, pentru că îi văd. Domnul le deschide ochii și văd. Dar la o chemare mai mare, poate că unii stau și visează și își doresc, se pregătesc. Oare cum va fi? Eu cred că Domnul mă va chema sau își doresc o chemare mai specială. Dragul meu, nu este nimic greșit să-ți dorești asta. La post și la rugăciune și Duhul Sfânt, dacă a hotărât Dumnezeu, îți va spune... Tu ești pus deoparte pentru lucrarea aceasta. Și Domnul să facă și să scoată lucrători, căci mare este secerișul, dar puțini sunt lucrătorii. Să facă Domnul chemare în elim, să fie slujitor cât mai mulți pentru Domnul și pentru împărăția Lui. Apoi, așa cum spune în Roman, capitolul 1, cu versetul 7 și în alte părți de Evanghelie, noi suntem chemați să fim sfinți, dragii mei. Ai simțit chemarea aceasta din partea Domnului? Poate că ești de ani de zile pocăit, și slujești și tot alergi în slujire, dar printre altele ai alergarea aceasta în lume și te-ai obișnuit de o viață cu sloganul acesta: a, păi nu-i nimeni sfânt, suntem oameni păcătoși și așa mai departe. Știți că Dumnezeu ne cheamă să fim sfinți? Amin. Știm lucrul acesta. Fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Apoi însuși Domnul spune: nimic întinaș și spurcat nu va intra acolo. Noi toți am ales pocăința, noi toți am ascultat de chemarea lui Dumnezeu pentru că ne dorim viața veșnică, dar să nu uităm că după chemarea la pocăință, la slujire, noi suntem chemați să fim sfinți. Vreau să vă spun un lucru care pentru unii poate să însemne pur psihologie, dar pentru mine înseamnă a trăi prin credință. De ce diferența între psihologie și a trăi prin credință? Psihologii spun așa: dacă tu ai o gândire despre tine și ți-o memorezi, ți-o aduci aminte în fiecare zi, vei fi ceea ce te gândești. Eu spun credință, de ce? Dacă în fiecare zi tu te gândești: sunt un om păcătos, sunt supus slăbiciunii, sunt slab, m-a biruit diavolul de atâtea ori și ispitele, și mâine o să cad, păi sunt supus slăbiciunii, și mâine o să cad, sigur. Dacă așa gândești, așa ți se întâmplă. Pentru că tu deja ești biruit la nivelul minții. Dar dacă gândești și vorbești prin credință, eu sunt copilul lui Dumnezeu. De ce? Pentru că tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. Și Ioan spune: și suntem, lumea nu ne cunoaște, dar noi suntem. Și dacă tu în inima ta, în gândul tău spui așa, ca și replică la gândul care vine din partea firii pământești sau din partea celui rău: eu sunt copilul lui Dumnezeu, am fost chemat să fiu fiul de Dumnezeu, am fost chemat să fiu sfânt, deci prin urmare sunt sfânt, nu-mi permit să mă murdăresc. Și vei birui. Pentru că la aceasta ai fost chemat. Am fost chemat la o viață de biruință. Dar, dragul meu, fie că o iei ca și psihologie, fie că o iei ca și o trăire prin credință, fie și amândouă, dar te invit, dragul meu, și îți cer în numele Domnului. Haide să facem orice gând rob ascultării de Hristos. Dacă gândul acesta, primul care l-am spus, firesc, știm că nu-i place Domnului. Trebuie să-l facem rob ascultării de Hristos. Doamne, cu gândul ăsta ce fac? Domnul zice: lasă-l. Uite, gândește așa, realitatea care ești. Și așa merge și la copii. Dacă îi spui tot timpul: ești un copil deștept, ai capacități, așa, el își va dezvolta capacitățile. Dacă îi spui totdeauna: ești un nimeni, așa mai departe, el nu mai e tentat să facă lucruri mari. Deci, haideți să gândim corect. Eu vă invit să gândim corect. Dumnezeu ne-a chemat la pocăință, la slujire, ne-a chemat să fim sfinți. Prin urmare, haideți să trăim în lumină, să trăim ca și niște copii sfinți al lui Dumnezeu și zic: Doamne, ajută-ne! Să știți că se va mai face o chemare și chemarea va fi la nunta Fiului. În Matei 22 cu 9 vedem lucrul acesta și în alte pasaje din Scriptură. Se va mai face o chemare, dar această chemare va fi selectivă acolo, dragii mei, pentru că pe pământ aici, la pocăință, sunt chemați mulți, dar sunt puțini aleși. Că însuși Domnul Iisus a spus: mulți chemați, dar puțini aleși. Și vom vedea la punctul 2 cine sunt acei aleși și ce alegere face Dumnezeu. Că e o bucurie să ai parte de chemarea lui Dumnezeu.
Și ne bucurăm, slăviți să fie Domnul că ne-a făcut chemarea aceasta la pocăință, la părtășie, la sfințenie, o chemare la nunta Fiului lui Dumnezeu, ea ține de o alegere. Și de ce anume? Ține de anumite alegeri pe care noi le facem în viață, dragii mei, ca să ne calificăm la acea ultimă chemare pe care Dumnezeu ne-o face și să fim la nunta Mielului, să fim parte cu El. Alegerile, de asemenea, sunt multe. La slujire, Luca capitolul 6 cu versetul 13, Iisus era Fiul lui Dumnezeu, era tot știutor. Știți cât s-a rugat Domnul Iisus înainte să aleagă pe cei 12 ucenici? Haideți să deschidem Sfânta Scriptură în Luca capitolul 6, ca să vedem cuvântul acesta. Versetul 12 încep. În zilele acelea, Iisus s-a dus în munte să se roage și a petrecut toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu. Când s-a făcut ziua, a chemat pe ucenicii săi și a ales dintre ei 12 pe care i-a numit apostoli. O alegere la o slujire și la o lucrare care vrea să influențeze toată lumea după aceea, însuși Iisus, Fiul lui Dumnezeu, a petrecut toată noaptea în rugăciune ca să aleagă ucenicii. Pavel a fost ales de Dumnezeu. Însuși Dumnezeu spune lui Anania, l-am ales dintre neamuri. L-a ales ca să ducă Evanghelia la neamuri. Pentru ca în ziua aceea, dragii mei, să fim cu Dumnezeu, să fim pentru veșnicie, să dăm un da lui Dumnezeu când ne cheamă. Pavel putea să spună nu. Eu am învățat, tu ești Dumnezeu, ne-ai dat legea prin Moise și așa mai departe. Putea să spună nu. Puteau să spună și ceilalți. A avut parte de o alegere și a răspuns da alegerii pe care i-a făcut-o Dumnezeu, Pavel. Ucenicii au spus da alegerii pe care Dumnezeu... A fost o alegere în slujire. De ce a făcut Domnul Iisus? Pentru că El cunoștea ce era în inima fiecăruia. Și totuși a stat o noapte în rugăciune și a spus pentru o slujire pe termen lung, care să influențeze spiritualitatea întregii biserici, dintre toți ucenicii care erau cu Iisus, a ales 12. Și să știți că Domnul n-a greșit când a ales și pe Iuda. Nu a greșit, pentru că Domnul știa toate lucrurile. Trec mai departe, este o alegere la mântuire. Dumnezeu ne-a ales la mântuire. 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 13. Ce fel de mântuire este vorba în acest pasaj? Nu este vorba de chemarea la mântuire prima care o face Dumnezeu la pocăință, ci este vorba de o trăire, după o trăire de viață, o mântuire în sfințirea Duhului și prin credința adevărului. Pentru că o viață de pocăință slabă, una care numai să te amăgești tu așa, să-ți liniștești tu conștiința, nu te califică la mântuirea finală, dragul meu. De ce spun lucrul acesta? Dacă în viața noastră nu este o sfințire a Duhului și nu este o trăire prin credință în adevăr, adevărații închinători se vor închina Tatălui în Duh și în adevăr. Dar da un pocăit care nu-i duhovnicesc și nu trăiește în adevăr. Păi nu se califică și dacă a avut parte de chemare și de o pocăință timpurie, nu se califică la mântuirea aceasta finală. La chemarea la mântuire finală nu se califică, pentru că asta este determinată de perioada vieții. Că roada Duhului Sfânt este dragoste. Mulți ne rugăm, Doamne, dăm dragostea în Corinteni 13. Dragul meu, când ești plin de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, El va rodi dragoste. Dacă credința vine în urma auzirii cuvântului, adică cuvântul generează în noi credință, Duhul lui Dumnezeu rodește în noi dragoste. Cuvântul lui Dumnezeu ne luminează în direcția aceasta, dragul meu. Chemarea la mântuire ne-o face Dumnezeu la sfințire, dar trăirea vieții noastre va determina chemarea aceea pe care Dumnezeu o va face, o alegere care se va face, cum este prezentată și în Matei, capitolul 25. Nu, El va face o alegere acolo. O parte la dreapta, o parte la stânga. Dar ce-L determină pe Dumnezeu să facă acea alegere din Matei, capitolul 25? E viața lor trăită. Spunea, am fost gol, m-ați îmbrăcat, a fost flământ, așa. Dar, Doamne, noi, Doamne,
zice, am scos draci, am făcut minuni. Nu, mă, nu vă cunosc, că lucrați și fără de legea. Adică nu era o închinare în duh și în adevăr, era și în minciună. Pentru că afară sunt toți curvarii, câinii, mincinoșii și toți cei ce iubesc minciuna. Dragii mei, ca să ne aflăm și noi acolo, printre cei aleși la mântuire, mântuiți, în partea finală a mântuirii, noi suntem chemați să fim sfinți și trebuie să ne păstrăm sfinți în sfințirea lucrată de Duhul prin credința adevărului. El ne cheamă la împărăția veșnică și ne va alege ca să fim acolo tot prin această trăire, ca să ne câștigăm mântuirea, cum este descrisă în 2 Petru, capitolul 1. Haideți să citesc două versete, pentru că sunt foarte importante în acest pasaj. Sigur, el este înțeles mai bine dacă îl începem de la versetul 1, dar voi citi doar 10 și 11. Este un pasaj bine cunoscut. De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră. Adică ce am ales eu? Mai întâi ca să mă aleagă Dumnezeu. E ceea ce scrie mai sus. Să ne dăm toată silința, să unim cu credința fapta, cu fapta cunoștința. Vedeți ce scrie? Nu doar să cred și atât. M-am pocăit odată, am luat un botez, nu? Ca să mă întăresc alegerea, am ales ca să-mi dau silința, să unesc cu credința fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni și așa mai departe. Căci dacă le avem din belșug, ce se întâmplă cu noi? Dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca? Niciodată. În adevăr, în chipul acesta, adică doar în maniera asta, dragul meu, pentru tine și pentru mine e cuvântul lui Dumnezeu, numai în maniera aceasta, în chipul acesta, vi se va da din belșug intrare în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Alegerea, dragii mei, cei aleși sunt după viața lor trăită. Aceștia pe care îi vedem, poate că ne-am dus cu gândul că pasajul acesta din Apocalipsa undeva-i nu știu unde, nu, acesta cuprinde mii de ani și suntem în el noi acum. Noi suntem acum în acest pasaj, pentru că eu vreau să fiu dintre cei aleși acolo și vreau să mă uit în cuvântul Domnului să văd cum trebuie să trăiesc ca să am parte de o alegere, că nu va fi ca la lozâmplic să spui norocul, nu, nu, nu. Alegerea Dumnezeu o face după ce îți analizează toată viața ta trăită. El știe toată motivația ta în slujire, toată viața ta, dragul meu, în ascuns, o știe tot și se va uita la cât rod ai, la cum ai trăit ca să poți să fii ales, ca să ai parte de această alegere în împărăția lui veșnică. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Ce trebuie să mai facem ca să putem să fim acolo, să biruim și noi împreună cu Melul, să avem o viață de biruință aici? Atunci, doar acolo, stând lângă El, vom birui, pentru că în ziua aceea revenirii nu vom mai lupta noi, dragii mei. E însuși Domnul. Când Domnul ne va da harul să revenim cu Hristos, spune că sabia care a ieșit din gura Lui a nimicit cu moartea toate neamurile și apoi la sfârșit focul lui Dumnezeu a venit din cer și a mistuit tot acolo la Armagedon. Nu va mai fi nevoie, luptele se dau acum cu vrăjmașii cei mai înverșunați. Unu, firea pământească, eu personal, cel mai mare vrăjmaș. Doi, cu lumea și influența ei și Babilonul cel mare, pe ăsta trebuie să-l biruim. Tot sistemul lumesc și religiile apostate, creștinismul acesta lumesc, pe ăsta trebuie să-l biruiești, dragul meu. Că ghidile firea și ne place creștinismul ăsta lumesc, că acceptă și asta, și asta, și asta, și asta. O, dragul meu, dacă biruiești acum, dacă voi birui acum această trăire ușoară și să trăiesc ca mireasă, sunt logodit cu mirele ceresc și nu-mi permit o curvie spirituală, adică cu lucrurile lumii acesteia, cu idolii lumii acesteia să mă întinez, atunci voi fi vrednic să fiu ales. Ca să-mi păstrez această vrednicie, priviți al treilea aspect. Chemați, aleși și credincioși. V-ați gândit ce conotație are cuvântul credincioși aici? Se referă la credincioșie. Și anume la acea credincioșie care înseamnă să fii statornic, să fii devotat, să fii fidel, să nu te schimbi, așa cum
o soție credincioasă soțului și cum soțul este credincios soției. Acest cuvânt este folosit în Vechiul Testament de multe ori de către Dumnezeu un profet și spune că Israelul mi-a fost credincios. Adică nu a stat lângă Dumnezeu să-i slujească. Și sora ei, Samaria, de asemenea. Totuși, eu am fost credincios, zice Domnul. Și despre el spune, cel credincios, în Apocalipsa este un verset, îmi scap acum unde, așa zice, cel ce este credincios. Și el, Iisus, a fost credincios peste toată casa lui. Moise a fost credincios în Vechiul Testament, peste casa lui Israel. Iisus este cel credincios. Adică el își ține promisiunea, dragii mei. El este cel credincios. Haideți să-i fim și noi credincioși, adică să rămânem statornici, apoi să fim credincioși în lucrare, ca în ziua aceea să ne cheme Domnul Iisus, cum spune în pila talanților, vino rob bun și credincios. Cum a fost credincios? Adică a luat talentul, i-a pus în necoț, a lucrat, o credincioșie față de stăpân. Vino rob bun și credincios, demoștenește aceste lucruri. Apoi, cum spune Domnul unei biserici în Apocalipsa, fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții, până la sfârșit. Fraților, care slujiți, care sunteți pocăiți, care vă luptați cu o viață sfântă, nu știu dacă Domnul va îngădui peste noi, acum, în viitor apropiat, vremuri de prigoană, să fim torturați, să fim omorâți. Haideți să luăm hotărârea să stăm aproape de Domnul ca să putem să fim credincioși. Amin. Și atunci, ca să avem parte de această minunată lucrare care spune și care sunt cu El, de asemenea îl voi birui. Eu aș vrea să fiu cu El. Întotdeauna, cum spune fratele Dorin, întotdeauna. Ca să fiu cu El atunci. Nu v-ați imaginat de multe ori când ați citit Apocalipsa cum vine Hristos cu toți sfinții îngeri și cu toți sfinții călare pe cai, toți biruitorii. Nu te-ai văzut și tu printre ei? Poate că ți-e greu și să-ți imaginezi. Eu, păcătosul, dragul meu, nu va fi alte tabere. Ori cu El, ori fără El. Fie că ți-a fost greu să te imaginezi, să te gândești, eu te invit să te gândești la realitate și să mă gândesc la realitate. Ori sunt cu El, ori nu sunt cu El. Că unii ne îmbată de cap și spune, da, dar în cazul de mare sunt sfinți acolo și mai este o șansă. Dragii mei, pentru cei ce au cunoscut adevărul, pentru cei ce au cunoscut cuvântul lui Dumnezeu, nu vor mai putea să creadă atunci. E vorba de alte categorie de oameni care n-au auzut cuvântul, că lor le trimite Dumnezeu o lucrare de rătăcire. De ce? Pentru că ei n-au vrut să asculte de adevăr, pentru că au călcat în picioare cuvântul și au bătut joc de har și de vremea de har care l-a dat Dumnezeu. Ei nu vor mai putea să creadă. Astăzi aleg să-i fiu credinciosul lui Dumnezeu. Nu lăsa că va fi mâine, nu! Cele 10 fecioare au pierdut 5 pentru că au neglijat, au trăit în indiferență. Astăzi te invit să fii serios cu viața ta, dragul meu. Să fiu serios cu viața mea, vreau să fiu dintre cei chemați, aleși, care sunt credincioși lui Dumnezeu și să fiu cu mielul care va birui. Aleluia. Noi suntem rânduiți la biruință și aș dori să înțelegem că trebuie să biruim această fiară cumplită care e Babilonul lumii acesteia, lumea cu toate poftele ei, cu toate lăcomiile ei, cu toți idolii ei, cu toate spurcăciunile care sunt. Îți dă fiara aceasta, paharul acesta plin de spurcăciuni să-l bei în fiecare zi. Parcă ți-l pune așa sub nas, prin tot ce internet, prin tot ce murdărie în lumea aceasta. Vrea să te întineze și pe tine cu spurcăciunile ei. Sistemul lumii acesteia corupt. Dumnezeu ne-a chemat să ne spălăm hainele în sângele Lui și să avem parte cu El. Știu că sunt suflete în seara aceasta care se simt departe de Domnul. Aș dori să ne ridicăm în picioare, timpul a trecut așa de repede. Să fim buni cu noi înșine, dragii mei, adică să nu ne înșelăm singuri. Să ne cercetăm să vedem, am răspuns prin pocăință Domnului la chemarea Lui? Am ales să-I slujesc ca să fiu și eu ales? Aleluia. Îi sunt credincios? Aleluia. Mai sunt credinciosul lui Dumnezeu? Sau ai început să curvești cu lumea? Sau ești într-o stare de nepăsare față de mirele tău care le-ai iubit atât de mult altădată? Și acum chicotești cu lumea, îți permiți o minciună, o plăcere și așa mai departe. Vrei să speli hainele în sângele mielului? Aleluia. Vrei să ai parte cu El, dragul meu? Dacă sunt suflete care în seara aceasta au hotărât
Poate că s-au înspăimântat de această imagine a Apocalipsei și vor să fie cu mielul biruitor. Îi invit în seara aceasta, acolo unde sunt, să spună: Doamne, mă predau Ție, vreau să răspund chemării Tale, vreau să mă pucăiesc. Sau alții care de mult timp stau așa nepăsători, să spună: Doamne, vreau să Te slujesc cu credincioșie în seara aceasta. Pentru această rugăciune îl invit pe fratele Dorin să mijlocească pentru biserică, pentru cei ce sunt chemați, care sunt aleși, pentru cei care poate nu sunt credincioși în toate lui Dumnezeu. Ne vom ruga și pentru fratele Doru, care va fi supus la operație, ca Domnul să-i dea biruință. Aleluia. El care este biruitorul. Aleluia. Noi ne plecăm ființele și ne închinăm și fratele Dorin va mijloci. Amin. Suntem în această seară în prezența Ta. Încă o dată vocea Ta de Dumnezeu a fost transmisă și am auzit cuvântul vieții. Să mulțumim că ne iubești atât de mult și chem și ne strici pe nume pe fiecare. În această seară invit din nou prezența Ta să treacă în acțiune. Duhul Sfânt, treci printre rânduri în această seară. Ne-ai făcut de cunoscut lumea și lucrurile ei. Ne-a arătat ce va să vie și ce se va întâmpla cu siguranță, Doamne. Dar îți mulțumim că Tu ne vrei biruitori. Îți mulțumim că ne-ai ales și ne-ai chemat. Îți mulțumim că ai fost cu noi și ești cu noi. Îți mulțumim că ne științezi din loc în loc și vrei să ne spui că ne iubești și îți pare rău pentru fiecare dintre noi care nu rămânem la chemarea noastră. În această seară, Duhul Sfânt cercetează ascunsurile, amin, cercetează inimile, amin, cercetează fiecare ființă, din creștet până în tălpi, fă o analiză fiecarei ființe. Dacă vei vedea lucruri nepotrivite în această seară la cuvântul Tău, scoate afară, amin, orice patimă, orice ființe, amin, demonice care luptă împotriva bisericii Tale. Lasă-L pe Duhul Sfânt viu și lucrător. Rodească Duhul Sfânt în viața noastră. Ne luptăm noi cu noi înșine. Ne luptăm cu firea noastră și de multe ori ne pare rău. Dar de multe ori, Doamne, cădem de oboseală. În această seară ridică-ne. Ai în vedere sufletele, Doamne, împovorate, sufletele, Doamne, istovite, sufletele care și-au pierdut speranța, care nu mai au credință. Eliberatobre canadius aligomenia. În această seară zi o vorbă. La cuvântul Tău demonii cad în leșin. La cuvântul Tău diavolul pleacă. La cuvântul Tău biruința vine. La cuvântul Tău se produce eliberarea. La cuvântul Tău se face vindecarea. E grado șamana veltonia. Si broghe melo veltomenadia. Luptăm și vrem să fim biruitori. În ziua când ne vei chema pe acasă pe nume, în ziua când ne vom întâlni cu Tine și ne vom sfârși călătoria, Te vom vedea față în față. Ne va părea rău că n-am făcut mai mult. Ne va părea rău că n-am investit mai mult. Ne va părea rău pentru indiferența noastră. Dar în această seară ajută-ne să ne pocăim. Ajută-ne să ne schimbăm. Ajută-ne să ne modelăm după cuvântul Tău. Mulțumesc că în Biserica Elim Duhul Sfânt lucrează. Mulțumesc că în Biserica Elim Duhul Sfânt schimbă inimi. Mulțumesc că în Biserica Elim Duhul Sfânt rodește. Mulțumesc că în Biserica Elim vorbește Domnul liber. Mulțumesc pentru slujitorii Tăi, pentru cântăreții Tăi, pentru întreaga comunitate. Noi suntem ai Tăi. Ibrodos paracanados zaligemenia. Legăm orice putere demonică în numele Tău. Legăm orice duc de boală, de depresie, orice duc străine. Legăm orice putere străină în numele Lui Iisus Hristos. Și branio zalagomeno kenadomenia. Ești aici cu noi și îți mulțumim. Ești aici și Te simțim în adunare. Vrem să plecăm transformați. Vrem să plecăm schimbați. Vrem să plecăm oameni cu siguranță mântuirii. Zibradio șamania. Vilmenadu temania. Deschide ochii văzătorilor. Deschide
deschide gura prorocilor! Îmbărbătează slucrătorii tăi! Alecomena șamanafeu temania! În această seară ești cu noi la întâlnire! Sibrocanadio virmelo genaiet! Mișlocim pentru fratele Doru! Este un bărbat pe care îl știm de atâta vreme! Astăzi este soț, este tată și este bunic. Este frică de ceea ce va să vie. Menacanigo mernagobio șeligemenia. Întinde-ți mâna peste el în această seară. Mă rog să te atingi de inima lui. Mai fă o minune la minunile care le-ai făcut aici. Când va pleca la operație, medicii să n-aibă ce face. Când va face ultimele analize, să fie încă o minune în elim, că mâna ta s-a atins de el. Intră la inima lui și pune lucrurile rânduială. Dă-i credință și putere să se încreadă în tine. Protejează fiecare familie. Văd îngerul tău care a sosit în adunare. Menacanadu virnobe tamanamenia. Te cheamă mulți în taină și fiecare taină-i scrisă la clipeala ochiului. Îți mulțumesc că mi-ai ascultat rugăciunea și biserica Elim va rămâne biruitoare, pentru că al nostru miel este Domnul, marele biruitor. Îți mulțumim pentru că ne-ai ascultat, că ne-am rugat în numele Tău cu toată credința. Îți mulțumim că ești al nostru și noi ai tăi, pentru toată viața și veșnicia. Amin. Amin. Am ascultat, bărbatule, când ai venit înaintea mea. Am adus mari biruini. Și dragostea lui Dumnezeu și împărtășirea Duhului Sfânt să fie cu noi cu toți. Amin. Prin harul Domnului, adunarea este liberă până la următoarea întâlnire și Domnul să fie cu noi cu toți. Amin.